Bună ziua, sunt Cătălin Condruț și vă prezint știrile Mediafax. Laura Codruța Căveș a primit cele mai multe voturi în Comisia Libe pentru funcția de procuror european. Urmează acum negocierile cu Consiliul Uniunii, iar votul final va fi dat în Parlamentul European. Președintele Iohannis spune că procurorii români au o misiune grea, pentru că cei care au probleme cu legea vor să facă legea în domeniul justiției. Președintele a adăugat că atacurile asupra magistraților devin tot mai virulente. Aurelian Bădulescu este în continuare viceprimar al Capitalei, au decis astăzi consilierii generali. Ședința în care s-a dat votul a fost convocată de consilierii PSD pentru a-l înlocui. Bădulescu a fost susținut de Gabriela Firea, care a declarat că a lucrat foarte bine cu viceprimarul. Judecătorii au dat o pedeapsă cu închisoarea cu amânare fostului tenismen Ilie Năstase și 2 ani de supraveghere. El a fost condamnat pentru refuz de recoltare a probelor biologice și condus cu permisul suspendat. Decizia nu este definitivă. Conflictul dintre India și Pakistan naște reacții din cele mai neașteptate. Militanții talibani au avertizat că escaladarea tensiunilor va afecta procesul de pace din Afganistan. Acestea au fost informațiile momentului. Toate știrile de ultimă oră vă sunt oferite de agenția Mediafax.